Poliția locală primește puteri sporite și va putea da amenzi de circulație. Vor putea sancționa pietonii, bicicliștii și trotinetiștii care nu respectă regulile de circulație. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților și prevede și obligația de a avea poliție RCA pentru trotinetele electrice, dar și obligația de a purta cască de protecție. Camera Deputaților a decis ca în legea poliției locale să mai fie adăugat încă un articol. Mai exact, polițiștii locali vor putea constata contravenții și aplica sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede, trotinete electrice și vehicule cu tracțiune animală. Pe undeva este bine că degrevează activitatea poliției rutiere pentru că avem un deficit foarte mare în zona poliției rutiere. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, nu este foarte bine pentru că se încearcă cumva masca să se dea puteri din ce în ce mai mari poliției locale. Este posibil să fie o problemă, să nu uităm că, dintr-o dată, iată că se suprapun anumite activități, poliția locală care este subordonată primăriilor, poliția națională care este subordonată Ministerului Afacerilor Interne, e posibil să apară probleme de aplicare. Nu este neapărat un lucru bun faptul că au dat atribuții pentru că, repet, se suprapun atribuțiile și poate avem o surpriză peste câțiva ani guvernanții să-și facă propria poliție, vorbim de poliția locală, asta poate ar trebui să fie o principală activitate și o principală atribuție a poliției locale, să decongestioneze traficul aglomerat și poate mai degrabă poliția națională să vegheze la respectarea codului rutier. Trotinetele electrice reprezintă o problemă, în special în traficul din capitală. În primele 6 luni ale acestui an, spre exemplu, 20% din accidentele rutiere grave au fost cauzate de indisciplina pietonilor, iar 11% dintre ele de faptul că bicicliștii nu respectă regulile de circulație. Să aplice pentru că vin prin dreapta, nu-i vezi, te uiți în stânga și te trezești cu el acolo. E foarte bine, e foarte bine pentru că și eu sunt șofer și foarte multe probleme cu cei cu trotinetele, adică dita mai omul pe trotinetă cu 30-40 la oră și merge pe șosea, mai ales că avem și grupe, avem și probleme cu asfaltul, cu infrastructura și de aici pot duce la necazuri mari. Proiectul prevede și obligația de a avea poliție RCA în cazul trotinetelor electrice, dar și obligația de a purta cască de protecție. De asemenea, vârsta minimă pentru a circula pe trotinete este 16 ani. Până acum, poliția locală nu avea dreptul de a da amenzi de circulație.